Fermierii care au suferit pagube majore de pe urma secetei din acest an trebuie să se grăbească să ajungă la sediul APIA Gorj pentru a depune documentele justificative. Totalul suprafețelor afectate sunt de peste 5.830 de hectare pe care au fost cultivate culturi de porumb, floarea soarelui, soia, lucernă, legume, plante de nutreți, dar și de pășune. Cei care figurează pe listele fermierilor afectați dramatic de secetă trebuie să îndeplinească unele condiții. Fermierii care au suferit de pe urma secetei excesive din perioada de vară se adresează fie centrului județean, fie centrelor locale, la funcționarul public care a primit cererea unică de plată a fermierilor în campania 2015 cu o cerere prevăzută de actul normativ însoțită de documentele respective. Documentele respective este vorba de atestatul de producător valabil doar pentru persoanele fizice, nu și pentru formele asociative sau pentru persoanele juridice și de asemenea este vorba de procesul verbal de constatare a acestor parube. Toate datele puse la dispoziție de către fermier vor fi verificate de către specialistul din cadrul APIA Gorj, după care vor fi virate sumele puse la dispoziție de către Ministerul Agriculturii pentru agricultorii afectați. Termenul limită până la care pot fi depuse dosarele este 30 noiembrie, însă până acum niciun beneficiar nu s-a prezentat să depună documentele necesare. Termenul limită este data de 30 noiembrie, deci practic suntem la mai puțin de 3 săptămâni de termenul limită. Sumele sunt deja aprobate prin hotărâre de guvern, este vorba de 340 de milioane de lei. Din acest motiv, reprezentanții APIA Gorj îi sfătuiesc pe fermieri să se grăbească să depună documentele necesare.